ce venituri și ce averi au românii. Vreau să discutăm puțin despre veniturile salariaților din România, cât salariați sunt, câte firme sunt, cât sunt milionari, câți sunt cei care lucrează pe minim pe economie și să comentăm puțin. O să pornesc un screen share și vreau să discutăm, avem aici mai multe site-uri, surse pe care le-am găsit online. Din păcate nu sunt cele mai recente, probabil că trebuie să apară niște date actualizate. Sunt din 2020-2021, nu sunt sigur dacă am găsit ceva și din 2022. Aș vrea să discut, cred că într-un alt episod, de faptul că atunci când sunt recesiuni, crize, momente dramatice din punct de vedere economic, atunci apar și cele mai mari oportunități de a face bani, dacă ești pregătit, antrenat și ai investiții unde trebuie. Dacă și să interpretezi, să anticipi, de fapt, ceea ce se va întâmpla. Deci, numărul de milionari a crescut în pandemie, parcă este cumva ironic. Din păcate, o să și crească numărul de milionari tot mai mult, pentru că dolarul se depreciază și noi cumva o să câștigăm din ce în ce mai mult, chiar dacă costurile noastre cresc și vom fi milionari, cum să zic, cred că la un moment dat să fii milionar o să fie ceva ca și când ai avea acum 100-200 de mii de euro în timp, dacă se mai devalorizează banii și cresc salariile. Deci, în România erau 43.200 de români care aveau între 1 și 5 milioane de dolari. 2.806 între 5 și 10 milioane, peste 1.000 de români între 10 și 50 de milioane de dolari, 51 între 50 și 100, iar 21 între 100 și 500. Și cred că 2 aveau peste 500, aceștia fiind Becali și Ion Țiriac. Așadar, în ceea ce privește distribuția avuției private, peste o treime dintre românii adulți, 32%, au o avere mai mică de 10.000 de dolari. Deci ăștia sunt cu adevărat cei defavorizați și săraci, în adevăratul sens al cuvântului. 58,5% au avere între 10.000 și 100.000 de dolari, 9% între 100.000 și 1 milion de dolari. Am făcut niște clipuri mai demult în care discutam de lucruri scumpe, de mașini noi și mi-ați spus voi că de unde ai scos tu că nu, sunt nu știu câți români cu mulți bani. Ei, uite că sunt. 9% între 100.000 și 1 milion de dolari din populația adultă de români. Deci nu din toată populația. Deci am zis bine, într-un episod trecut am zis că aproximativ 1 milion de români au avere de peste 100.000 de dolari și își permit cu ușurință un telefon scump sau diverse lucruri. Și m-ați certat unii că de unde le-am scos. Din astfel de postări. La polul opus, aproape 2,9 miliarde de persoane din totalul adulților au averi mai mici de 10.000 de dolari. Asta la nivel mondial. Da, nasol. La nivel global. Asta când mi-a venit articolul ăsta în față, dar vreau să discutăm de salarii. Deci veniturile medii ale unei gospodării din România au fost de 5.200 de lei în 2020, în creștere cu aproape 9%, asta în iunie 2021. Deci ar trebui să vedem noi astfel de postări, pentru că s-au mărit prețurile la absolut tot, carburanți, energie, mâncare, inflație, panică și așa mai departe. Deci o să apară cu siguranță articole noi, astea sunt destul de învechite, au aproape un an. Dar asta este ce am găsit. Am căutat exact venituri, avere și alte lucruri din România. Doar asta am găsit în primele căutări. Potrivit surse citate, veniturile bănești au fost în medie de 4.840 de lei pe lună per gospodărie. Deci 1.884 de lei de persoană, în creștere cu 8,7%. Aproximativ 83% din banii români au mers pe diverse cheltuieli. Ca medii lunare, veniturile totale în așa 5.200. Mă așteptam să fie un pic mai mult totuși. Aici avem salariile pe județe, mediu net pe județ, 4.800 de lei București, Cluj 4.400, în cele mai multe cazuri această medie este ridicată de programatorii care sunt acolo, Timiș, Sibiu, Ilfov, Mureș, Mureș, nu mă așteptam, Iași, Brașov, Argeș, Galați, Olt, cu cât te duci mai în sudul țării, Arad 3.000, doar atât, Constanța 3.000, Covasna 3.200, Mehedinți 3.200, Mehedinți peste Vâlcea, uite, nu mă așteptam. Vâlcea pe ultimul loc, nu vine să cred, Vâlcea pe ultimul loc în țară, ca medie de salariu net. Deci e mai tare Vasluiu decât Vâlcea, n-aș fi crezut. Știam că e printre ultimele, dar n-aș fi crezut că e pe ultimul loc. Deci salariul mediu net în Râmnicu Vâlcea, nu știu de când e ăsta, 2020 se schimbă ceva? Da, era mai sus Vâlcea în 2020, era Covasna cu 2500, iar în 2021 s-au
schimbat. Da, chiar și în 2021. Vâlcea era 2866 și ultimul era Tellerman. Și în 2022, wow, în 2022 Vâlcea e pe ultimul loc la salarii. Mamă, nu vine să cred. Foarte interesant. Iar salariul mediu net pe toată țara e 3200 de lei. Deci evoluția a fost în 2019 2700, în 2020 2900, deci plus 10% aproximativ, 3072 și acum e 3200, deci este în urcare. Nu știu de unde își importă ei datele, dar eu zic că sunt destul de realistice. Salariul mediu net, număr de șomeri, ia să vedem, număr de șomeri, cele mai puține sunt în Ilfov, bine, și nu e nici mare, da, corect. Cel mai mare număr de șomeri este în Dolj, 234.000 de șomeri în 2022. În 2021, 263.000, Vaslui 10.000, parcă știam că Vaslui era cu cei mai mulți asistați sociali. Parcă, lăsa la televizor ce au dat. Mediu brut, autorizații de construire și alte lucruri nu vreau să văd că nu mă interesează. Da, deci 3200 de lei media pe țară în 2022 până acum și Vâlcea cel mai slab oraș. Și apare și pe aici mai departe, am găsit niște articole interesante, câți români câștigă cât și cum. Dacă rămâneți cu mine, imediat vă arăt. Adică să comentăm, că de găsit le găsiți și voi. 50.000 de angajați români, adică 1% din total, au salarii mai mari de 3.000 de euro net pe lună. Deci 50.000 de angajați în România câștigă mai mult de 3.000 de euro net pe lună. Deci ăștia sunt oameni care își permit și vacanțe, și telefoane, și mașini noi, și teoretic ar trebui să și economisească. Dar, așa cum am spus în ultimele clipuri, majoritatea, indiferent de câți bani câștigă, majoritatea trăiesc de la salariu la salariu. Cel mult au câteva luni echivalent economii, adică economii pentru câteva luni de existență, dar cu investițiile mai subțire. Un număr de aproape 564.000 de angajați din România, adică 11% din total angajaților pe plan local, au încasat salarii nete de peste 1.000 de euro net în luna martie. Deci peste 564.000 de angajați au încasat net peste 1.000 de euro net. Deci e binișor și probabil că o să fie în urcare. Dintre aceștia, un număr important, aproape 50.000, deci aproape un 9%, au venituri de peste 3.000 de euro net. Iar această categorie reprezintă 1% din totalul populației salariate. 3.000 de euro pe lună, 1% din populație. Putem aspira tot să ajungem acolo cu muncă, multă muncă. Față de luna martie a anului 2020, numărul de salariați cu venituri de peste 1.000 de euro net a crescut cu 18%. Și cam ăsta e articolul. Deci sunt ceva români care câștigă binișor. Eu când eram salariat nu câștigam banii ăștia. Așa că sunt salariați care câștigă mult. Cât de bogați sunt de fapt românii? Doar 7% din populație a strâns mai mult de 100.000 de dolari. Asta cu averea netă înseamnă de fapt ce deții tu minus cheltuieli. Adică ai cash, apartament, mașină, depozite bancare, investiții, minus ce datorii ai sau net worth se mai numește în engleză. Ai apartament de 60.000, ai mașină de 5.000, ai un depozit de 5.000, ai datorii de 30.000, averea ta netă e, cât am zis, cât vin, 70-80.000 minus 30.000, averea ta netă e 40.000. Cam așa se calculează. Poți să n-ai nimic pe numele tău decât un credit și să n-ai depozite, să treci de la salariu la salariu și averea ta netă e, nici nu știu cum se calculează în cazul ăsta. Deții și tu ceva din apartamentul ăla, dar ai datorii, teoretic ești cam pe minus în cazul ăsta. Mă rog, nu știu exact cum se calculează în acea situație. România are un număr redus de oameni cu averi de peste 100.000 de dolari sau peste, aceștia reprezentând 7,4% din populație, potrivit unor date de monitor oficial. În Polonia 10,6%, în Cehia 9,8%, în Croația 13%, în Portugalia ponderea celor cu averi de peste 100.000 de dolari este de 30%. Wow, interesant. Dacă ridicăm pragul, același studiu indică faptul că România sunt 31.700 de români cu averi mai mari de 1 milion de dolari. Ei reprezintă 2,8% din totalul românilor cu averi de minim 100.000 de dolari sau 0,21% din totalul populației. Da, sunt ceva, că te gândești, 31.700 de români. Asta l-am băgat de două ori și asta cred că l-am băgat tot de două ori, nu? Nu. Da, e același. 1,58 milioane de angajați din România lucrează pe salariu minim pe economie. Bine, în România e problema faptului că... Bine, în România mulți câștigă pe hârtie minim pe economie că primesc în plus la negru, de cele mai multe ori. Dar astea sunt datele oficiale. Din câte am înțeles, s-a pregătit o lege sau s-a aprobat o lege sau se va pregăti o lege sau s-a propus o lege în care nu ai voie să dai salariu minim pe economie mai mult de
2 ani. După care trebuie ori să-l dai afară, ori să-i mărești salariul, să-ți alegi. Cu toate că șutești și chestia asta, îi dai un plus 100 de lei și numai salariu minim pe economie. Deci sunt mulți. Sunt 1,58 de milioane de angajați cu salariu minim pe economie. Cei mai mulți lucrează în construcție. Da. Îmi spuneți voi mie că lucrează Dorel pe șantier, la blocuri, la dezvoltatori pe 1700 de lei. Exclus. Poate pe 1700 de euro. Uite că știți că încă mai există angajatori care plătesc minimul pe economie, dar în realitate angajații primesc mai mult în mână, la negru. Va exista întotdeauna. Piața neagră niciodată nu va dispărea, indiferent de mijloacele abordate. Și dacă s-ar face totul digital, pe cripto, pe blockchain, primești șpagă în aur și circulă ăla la negru pe care nu poți să-l vezi. Deci nu vei stopa niciodată ca stat, ca ce vei tu. Piața neagră va exista întotdeauna, fie că vrei sau nu, fie că vrei să o oprești sau nu. N-ai nicio șansă să o oprești total. Tot vor exista mijloace de a fenta și de a face tranzacții la negru, întotdeauna. Mai departe, mai avem vreo câteva articole interesante. Distribuția salariilor în țara noastră. Unul din patru români câștigă salariul minim, iar alții iau până la 120.000 de lei pe lună. Am văzut iar ăsta foarte, foarte interesant. Deci, avem aici 6%, 1700. De când e articolul ăsta? Ca vârstă nu mi-apare. Cei mai norocoși dintre români. Salarii bune încasează aproximativ 186.500 de români, adică peste 5.850 de lei, iar aproape 7.000 încasează între 17.500 și 117.000 de lei net pe lună. Ca angajați. Că vreau să discut un pic și despre PFA, întreprinderi, mă rog, SRL-uri cu zero angajați sau cu un angajat sau self-employed, care nu sunt aici. Că sunt multe SRL-uri în România înregistrate și mulți au firme mici sau sunt angajați, sau nu sunt angajați la firma lor. Și de acolo își obțin venituri sau au PFA-uri, sunt vreo 200, peste 200.000 de PFA-uri în România. Din nou, nu apar aici la categoria salariați, iar să ai salariul 200.000 de lei brut este enorm. Adică 200.000 de lei brut și dai la stat 80.000 și rămâi cu 117.000 de lei net. Nu știu de ce ai da 80.000 de lei pe lună la stat, când poți să faci firmă sau să declari veniturile în alt mod legal, să plătești mai puține taxe. Dar asta e situația. Deci 0,13% din populație câștigă peste 30.000 de lei salariu, adică puțini. Număr salariați 7.000, 180.000, 860.000, 1 milion, cei mai mulți, între 2.500 și 4.500. Ăștia nu mai există pentru că s-au schimbat. Salariul minim pe economie brut acum e 2.500 sau 2.550, deci nu mai de actualitate bucata asta. Cu siguranță se vor actualiza, sunt de acum un an sau un an jumate de când e postată. Așa, aici am văzut iarăși interesant că anul trecut, de exemplu, nu, de fapt acum 3 ani, 2019, au fost, conform acestui grafic, 5 milioane de angajați, din care, eu așa înțeleg, că din aceștia, din 5 milioane, 3,8 sunt angajați în mediul privat. Nu cred că, deși s-ar putea să fie și așa, să fie 5 milioane la stat și 3,8 milioane, nu. Că am citit mai devreme că undeva la 1,5 milioane de angajați pe aici are statul. Deci ar trebui să fie din acești 5,16, 3,89 sunt la privat, restul sunt la stat. Nu prea văd cum să fie 3,9 plus 5,1, nu cred că e așa. Și sunt 4,6 milioane de pensionari. Deci 5 milioane ăștia plătesc contribuții ca să-i țină pe ăștia alții. Da. Deci sunt destul de mulți pensionari, eu sincer nu știam că sunt atât de mulți. Mulți pensionari, mă gândeam că sunt mai mulți angajați, salariați. Deci, date interesante. Apoi mai văzusem pe aici, România avea la finele anului trecut un număr de, exact ce ziceam mai devreme, 1,3 milioane de salariați bugetari. Deci aici nu este separat, este 5 milioane din care 3,9 sunt la privat, deci nu se adună. 1,14 milioane de SRL-uri, societate cu răspundere limitată. Din aceste 1,14 milioane de SRL-uri sunt mulți care nu au angajați. Sunt și ESA-uri, sunt și asta nu știu ce e, societate corporativă, societate în nume colectiv, iar nu știu. Sunt multe de care nu știu. Regii autonome sunt cum e Registrul Auto Român și alte nebunii. Cred că cel puțin așa a fost mult timp, rarul, regia autonomă, adică se susțin, se fac, nu știu, povestea economică. Știu că era sau a fost sau încă e.
Întreprindere individuală sunt mulți, adică frizerii, saloane, până într-un număr limitat de angajați, nu mai știu, 8 sau 9, sunt II-uri, multe PFA-uri, deci foarte multe persoane fizice autorizate și multe SRL-uri. Deci mulți sunt aici. Deci, ca să rezumăm, sunt multe SRL-uri, 1,14 milioane, sunt 260.000 de PFA-uri, ceva întreprinderi individuale, 120.000, pensionari undeva la 4,5 milioane, angajați 5,5 milioane, din care 3,5-3,8 milioane sunt la privat, 1,4 milioane sunt la stat. Destul de mulți câștigă peste 10.000 de lei, adică undeva la, adică net peste 5.850 de lei. Sunt destul de mulți milionari și prin România. Salariul mediu net undeva la 3.200 de lei până acum pe 2022. Vâlcea, cel mai sărac județ din țară la salariu mediu net, și multe alte date interesante pe care le găsiți și voi online. Deci sunt date interesante. Sunt date care mie îmi spun că există potențial de creștere. Nu sunt chiar așa puțini oameni care câștigă bani mulți. Destul de mulți care câștigă într-adevăr bani puțini. Sunt foarte mulți oameni care câștigă bani mulți și care totuși eu cred că nu au cine știe ce investiții. Trăiesc de la salariu la salariu. Cel puțin în Statele Unite am văzut acest sondaj că 70%, 80% din cei care câștigă peste 100.000 de dolari pe an trăiesc de la salariu la salariu. Deci și în România sunt convins că este aceeași situație. Deși mulți români câștigă mulți bani, sunt convins că ei în continuare trăiesc de la salariu la salariu. Și moralul acestui video este să vă arăt că, deși sunt mulți care câștigă bani puțini, apropo de clipurile trecute, mi-a scris cineva că au fost 3 copii, că aveau venituri mici și totuși au reușit să investească, să-și ia mașină nouă, să facă diverse activități și să le fie mereu bine, deși aveau salarii sau venituri mici. Moralul acestui video este că există destul de mulți oameni care pot investi, au bani, sunt oameni care au bani și cu toate astea foarte puțin investesc și putem să investim mult mai mult și noi și în diverse lucruri, business-uri, acțiuni și așa mai departe. Să nu căutăm scuze că e greu, pentru că investiții se pot face, repet, din clipurile trecute, și cu un leu și cu 5 lei poți să cumperi diverse lucruri. Bani sunt, trebuie să-i gestionăm cât mai bine, să investim în noi, să ne dezvoltăm, să facem în așa fel încât să câștigăm mai mult și așa mai departe. Aștept mai jos părerile voastre, vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.